Salutare și bine v-am găsit din nou la un nou clip pe canalul meu. De data aceasta o să gătesc o rețetă de paste, mai exact paste siciliene. Ingredientele pentru pastele respective sunt ciuperci, după cum bine vedeți, piept de pui, bacon, cașcaval, o cutie de pene, smântână de gătit și ketchup de casă. Și bineînțeles o să folosim și sare, asta nu am mai prezentat în imagine. Vizionare plăcută. Pentru început trebuie să tăiem cubulețe pieptul de pui. Tot pieptul. Sunt 650 grame. Cum vedeți, se taie destul de ușor. Cam asta este prima parte. Acum o să aprindem aragazul, punem tigaia la încins și punem pieptul să se frigă. Uleiul s-a încins, am pus pieptul la foc, după cum vedeți. Acum urmează să tăiem bucățele baconul și să curățăm ciupercile. Acum o să tăiem cubuleții acest bacon. Mai greu de tăiat până o să-l dau pe două. Cubulețele trebuie să fie cât mai mici. Și nu trebuie să fie perfect egale. După ce se termine pieptul de pui de făcut, o să punem puțin la prăjit și bacon. Acum curăț ciupercile. Aici cred că o să dureze ceva mai mult. Nu foarte mult, dar un pic mai mult ca la bacon. Se curăță destul de ușor. O să le curățăm pe toate.
Am terminat de curățat ciupercile, acum urmează să le tăiem în bucățele cât mai mici. Nu foarte, foarte mici, dar nu se pot pune întregi. Oricum, după ce o să le călim un pic, vor fi mai micuțe. De aceea nu le tai foarte, foarte mici, că nu o să se mai aleagă nimic din ele. De tăiat n-a durat foarte mult timp, de curățat a durat ceva mai mult. Astea sunt și ciupercile. Acum o să pun ciupercile la călit și baconul să-l frigem un pic. Baconul la flip, ciupercile la călit. Acum urmează să punem și pastele la fier. Acum o să ratem tot cașcavalul. O să vedeți mai departe la ce o să ne trebuiască și când o să-l folosim. Este aproape gata. Trebuie să avem grijă să nu ne tăiem degetele. Ultima o putem lăsa așa, că oricum se va topi. Cam asta a fost și cu cașcavalul. Baconul este gata. Pastele mai au ceva timp, încă n-au început să fiarbă în clopot. Iar ciupercile sunt și ele aproape gata. Pe care vi l-am arătat mai devreme. Nu chiar tot, 3 sferturi din această sticlă peste ciuperci. Și în aproximativ 5 minute după ce am pus ketchup-ul, o să punem și smântâna de gătit. După 5 minute o să punem și smântâna de gătit. Cele 5 minute au trecut, așa că urmează să punem această cutie de smântână toată. Imediat o să vă spun și ce gramaj are. Însă nu contează neapărat. Eu fac cât pentru 2 tăvi, pentru că după o să vedeți, o să urmeze să îl băgăm la cuptor. Și am compoziție cam pentru 2 tăvițe. Pastele aici sunt aproape și ele gata. Le mai lăsăm cam 3-4 minute aproximativ. Și apoi o să vă arăt ce urmează. Acum o să punem baconul cu pieptul de pui în acest sos
de ciuperci cu ketchup și smântână de gătit. O să punem toată compoziția. Amestecăm. Iar apoi în aceste două tăvițe o să punem câteva paste, punem un pic de sos. Stați o secundă, să ne dăm puțin mai aproape. Și punem sos. Aici trebuie să amestecăm un pic. Să se... Stați o secundă, că o să dureze prea mult așa. Trebuie să iau ceva în mână pentru că acesta este fierbinte. Numai ce am luat-o de pe foc. Atât. Restul să punem în cealaltă tăviță. Acum amestecăm bine aici, să se pătrundă toate. Sper că se vede destul de clar. Mai punem un pic de paste. Am pus cam multe. Stai să le luăm înapoi, nu-i problemă. Încercăm să echilibrăm cât de mult putem ambele tăvițe, pentru că nu, să nu fie într-una prea mult și într-una prea puțin. Astfel se vor face și în timp aproximativ egal. Și acum amestecăm cât putem noi de bine. O dăm deoparte și așa facem și cu cealaltă. Punem pastele. Iar acum o să turnăm și sosul cu carne, cu ciupercile. Mai punem un pic și aici. Iar acum amestecăm din nou. Este un pic mai dificil că am pus cam mult. Mai trebuia să punem în cealaltă, dar... Stați o secundă, să rezolvăm situația. Imediat. Mai luăm de aici. Și mai punem puțin în acesta, fiind mai mare. Altfel o să putem amesteca și mai ușor acum. Acum le aranjăm să fie cât de cât egal în tavă. Iar acum peste ele o să presărăm cașcaval. Punem și în aceasta. Mai punem și aici. Pe locuri. Trebuie să-l punem pe tot. Nu mai avem ce face cu el. Cam asta a fost. Acum o să urmeze să le băgăm la cuptor. Acum o să dăm cuptorul la 250 de grade.
Le-am băgat și apoi am pornit cuptorul, deoarece dacă era cuptorul deja încins, riscam să spargem vasele de ien. Și o să le lăsăm la cuptor, v-am zis, pe temperatură sus și jos, la 250 de grade, cam un sfert de oră, 20 de minute. Au trecut aproximativ 17 minute, am scos pastele de la cuptor, cam așa arată. Miroase absolut genial. Vă recomand cu mare încredere să faceți și voi această rețetă. Ați văzut că este destul de simplă. Timpul de preparare este cam 40 de minute maxim. Dacă vă plac clipurile de genul în care eu gătesc, nu uitați să-mi scrieți în comentarii. Și o să mă gândesc și la alte rețete și o să mai postez. Nu uitați să dați o distribuire și vă rog mult de tot și un like. Mă ajută foarte mult. Cu voi a fost Mădălin și acesta a fost clipul de astăzi. Pa, pa!